intrare, din nou în studio la știrbotoșan.ro, din nou un invitat. Astăzi, Consiliul Local al Municipiului Botoșani a stabilit ca unul din oamenii care merită foarte multe aprecieri și care se bucură de apreciere din partea multor oameni, multor copii, multor familii, să primească un titlu. E vorba de titlul de cetățean de onoare. Vorbim de domnul Plăcintă sau de domnul Vlad Plăcintă. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți președintele Asociației Salvați o Inimă. Sunteți unul din oamenii care ați ajutat foarte mult. Și Consiliul Local astăzi a venit și, practic, alături de toți ceilalți care vă apreciază, au spus același lucru. Este un cetățean de onoare al municipiului Botoșani. Cum primiți? Cum ați primit mai degrabă vestea? Deși știați, ca să zicem așa. Da, vestea, și acum încă sunt în starea aceea, de încă nu-mi venea crede că am primit acest titlu, mă onorează, mă bucură și pe această cale țin să mulțumesc în primul rând donatorilor, ei m-au adus aici, ca să spun așa, oameni care au avut încredere încă de la început în visurile mele de a ajuta, de a salva, de a mișca lucrurile pentru cei care poate nimeni nu le poate mișca, pentru că un om care e sărac, știți cum e vorba, ce nici boii nu trag. Și sunt să mulțumesc celor care au votat, indiferent de culoare politică, indiferent de... Până la urmă nu au votat oamenii. Acolo sunt niște oameni care au votat. Sunt să mulțumesc și familiei că mă suportă cu problemele astea, că la noi în casă în mare parte a timpului se aude de boli, de moarte, am mai murit cu tare și am și copii mici care și ei aud același lucru. Că la volan aude, mă sună cineva, aude aceleași probleme, oameni plângând, oameni disperați. Și țin să cred că am o soție puternică de încă mă rabdă cu lucrurile astea, pentru că se consumă foarte multă energie, să spun așa, foarte mult vibe pozitiv. Când uneori primesc vești negative, chiar când sunt la masă, cu prietenii, mai ieșim la o pizza, la o vorbă, primesc mesaj. Cred că ar trebui să mai renunț la telefon, dar nu am cum. Trebuie să fiu tot timpul pe baricade ca să pot să actualizez. Și mă onorează acest titlu și mă responsabilizează în același timp. Bun. E frumos cumva când primești un titlu, dar în spate este multă muncă. N-ați fi ajuns niciodată aici dacă n-ați fi avut un punct zero. N-ați fi plecat de undeva. Cum ați făcut? Cum a pornit Salvează o Inimă? Și cum ați ajuns? Exact ce figura la un moment dat 250 de persoane, da? 250 de familii. De fapt, e dublu da, numărul familiilor ajutate. Care au beneficiat din punct de vedere financiar. Care au beneficiat de sprijin din partea fundației, asociației mai exact. Da, care au cum ați pornit? Cum ați ajuns aici? Eu pot să spun dintr-o joacă. Pentru că eram pasionat de calculator, de internet, abia a apărut internetul și era la mod de blogosfera. Tot să aibă blog. Și îmi spune fratele meu la un moment dat, nu vrei să faci tu un blog? El își făcuse cu numele lui. I-am zis, să-mi fac ceva de credință. Și ne-am făcut Botoșanul Ortodox. Și am spus pe acolo să pun și câteva articoli, vreau să fac presă locală ortodoxă. Să merg la hramuri, să iau interviuri înainte de un hram. Aveam eu așa ceva pași. Bine, ca să faci presă, îți trebuie un pic de tehnologie, îți trebuie un pic... Și am zis, stau în fața calculatorului. Pentru altele am pus apeluri umanitare. Neintrând în culisele unui caz aflat într-o situație dificilă, am zis că dacă pun acolo oameni cu credință, sigur intră în apelul umanitar și o să doneze. Și a mers așa o perioadă, până când, mergând la hramul de la Mănăstirea Zosă, în Adormirea Maicii Domnului, am văzut o familie disperată împărțea flyere. Iau acel flyer, îl găsesem chiar pe jos. Mă, pe el, David Iremiescu, cu paralizie cerebrală, are nevoie de 3.000 de euro ședința, se făceau în Ucraina. Și zic, hai că îți dau și o mână de ajutor. Îi sun, că știam că sunt din Botoșani, mi-era ușor aici, îi sun și îi spun că vreau și eu să vă scriu un articol. Și noi ne-am apropiat, mai dintr-o discuție din alta, cum mai merge, cum sunteți. Mergeam la propriu de mână la presa locală și spuneam, uitați, vrem să ajutăm copilul ăsta să poate, scrieți un articol. Pe urmă am început, găsisem toate blogurile pe un site, tot bloguri și scrieam la comentarii. Și ulterior am zis, fac eu bloguri pentru cazuri umanitare. Și de acolo am început să mă joc.
Și numele de asociația Salvează o inimă sau Disalvează o inimă mai exact vine de la un blog creat pentru doi copii bolnavi cu inima. Unul din păcate s-a dus la ceruri, era o bebelușă, unul trăiește și în ziua de astăzi, e mare. Și ca să nu fac două, am făcut un singur blog, Salvează o inimă. Adică unul zic, hai donez un 2 euro pentru copilul ăsta, un 2 euro pentru copilul ăsta. Când să fac organizația, să-mi înscriu numele, am găsit, vreau să fie, să fim oameni. Aveam blog umanitar, să fim oameni. Era ocupat. Și am stat și m-am uitat, ce nume spun? Eu numele unui copil care l-am ajutat, că aveam vreo 10 bloguri făcute până atunci. Păi nu, că dacă supără familia. Și găsesc numele ăsta, Salvează o inimă. Nu pare nici sonor. Unii mai încurcă, alții se mai întâmplă. E un nume greu, una e dintr-un cuvânt, una din trei caractere. Și am zis că rămâne așa. Am primit numele, în 2013 am luat domeniu, în 2012 am deschis, în 2013 am luat domeniu de site, am făcut magazinul online, nu mergea deloc, nu mă băga nimeni în seamă. Dar am continuat totuși cu blogosfera, cu evenimente caritabile. Iar în 2014, când am văzut că magazinul nu merge, era chiar de ziua mea și am zis, mă joc un pic să-l mai măresc, să pun și alte articole. Era doar articol pentru părinți și copii legat de creșterea copilului. Și am zis, hai să-l fac mai mare. Și am dat pe un buton, vreau să văd ce plugin, unii mă duc, m-a dus pe o platformă internațională de donații online. Era din America. Mi-a plăcut ideea, am spus, gata, fac și eu, mâine mă apuc. O să pe fratele meu și spun, băi, studiază tu un pic, tu mai le ai cu engleza, să vedem. Când să, uite, băi, dar e o platformă, uite. Era sistemul creat foarte deștept. Donai $20, în schimb a $20 primeai servicii de $20. Spa, recuperare medicală, servicii de fel și fel. Gata, vorbesc cu magazinul online, mi se întâmplă voucherul de reducere. Și eu mi-amintesc un ziar din Iași, mi-a luat un interviu la vremea aceea, că eu am trimis comunicat, am făcut, mai știu eu, un comunicat de presă. Și i-am spus că la un moment dat acel site va rupe. I-am spus așa pe limba noastră. O rămas așa cam reticentă, doamna, că erau câteva donații și alea erau de la colegul meu de pe IT. Eu puneam cazul, el dona. Știți, era ca la fotbal, unul ce intră, unul dădea cu cap. Am înțeles. Și mai erau câțiva care donau și am spus, o să meargă. Oricum, reptare. Încet, încet, apelând la sprijinul comunității, da? Da. Ușor, ușor au început să vină, înțeleg, sprijin din partea lui X, din partea lui Y, din partea lui Z, pentru cazurile care le aveați. Eu pot să spun că am trăit adevărate minuni. Chiar zilele astea am un caz care marți s-a operat pe creier și nu aveam bani. Și spun cu vreo două, trei zile, mai dați-mi ceva fotografii, să mai postez, să mai mobilizăm lumea. Femeia fiind de la țară, simplu, nu prea știa. Și am sunat la ăștia la clinică, băi, dați-mi voi niște fotografii ca lumea, mai de impact, mai... Acum știind cum merg lucrurile. Vă spun sincer, de la 18.000 am strâns 30.000 în câteva zile. Dar asta pot să spun într-adevăr că nu este un calcul matematic, o artă, lucrul ăsta. Eu țin să cred că la fiecare îi rânduiește Dumnezeu cum îi este lui mai bine. Știți cum este, la urma urmei, un chip impresionează, suferința impresionează. E mare păcat că se întâmplă, că societatea românească are foarte multe cazuri de genul ăsta și foarte multe situații în care nu pot fi ajutați oamenii ăștia. Da. Practic de asta există fundații, asociații, oameni ca dumneavoastră care fac eforturi, care fac apeluri, da? Și da. Primesc feedback-ul. Da, bineînțeles. Contează foarte mult și organizația. Nu neapărat cum pornește și cum parcurgi fiecare pas, legat de transparență, legat de persoana cine o conduce, cine e în spatele. Sunt mai mulți factori care să influențeze ca un om să scoată 2 euro, 10 euro și chiar și 10 de mii de euro fără să primească nimic la schimb fizic. Chiar într-un studiu am citit că procesul de donație este una prin cele mai mari satisfacții ale oamenilor, mai ales la nivel european, cât și la nivelul nostru, care am donatori care îmi scrie că sunt foarte încântați când donează. Și donează poate sume mari unii dintre ei, dar sunt încântați când văd că sunt rezultate. Copilul cu tare s-a operat, este bine cu tare, au făcut tratamentul. Și eu la sfârșit de an public, că știți cum, toamna se numără pe voce, public lista cumva a cazurilor care au depășit anumite boli, să le arăt în ce stadiu sunt acum unii dintre ei. Și mă minunează că dintre ei merg la școală. Ce-ar fi făcut? Ce-ar fi făcut dacă n-ar fi avut o asociație, o fundație, cineva să se ocupe de ei?
Mă refer la toate cazurile. Eu am un răspuns la asta, uneori pare absurd, dacă nu eram eu, era altcineva, știți? Bun. Adică Dumnezeu nu lasă pe oameni. Ar fi apelat la alții, ar fi apărut alte organizații, adică sunt soluții, nu sunt urma lor. Nu. Întrebarea era ce ar fi făcut dacă nu ar fi existat sistemul ăsta al asociațiilor. Și o să vă spun de ce. În anii 90, sau haide să zicem înainte de anii 90, orice fundație, orice asociație era privită ca o organizație foarte suspectă. Așa era până în anii 90. Așa cum ai la fel. Suspectă. Bă, cine sunt ăștia? Cu ce se ocupă ei? Societatea a avut nevoie de 30 de ani ca să accepte că fundațiile, asociațiile, organizațiile astea non-guvernamentale sunt bune. Fiecare cu scopul ei. Da. Da? Sunt bune. Unul pentru, nu știu, luptă pentru mediu, unul pentru drepturi civile, noastră pentru cazurile de genul ăsta sociale. Dar să știți că tot ce a însemnat până în anii 90, comuniștii l-au transformat în niște chestii foarte suspecte. Ați avut o luptă crâncenă. Doar pentru a demonstra că ceea ce faceți, faceți bine. Lupta este și în ziua de astăzi. Dacă nu oferi transparență, și acum mai sunt întrebat. Domnul, de unde văd că o pleca bani? Noi pe site sunt ordini de plată. Am spun ordini de plată, am acordul GDPR că-s doar datele mele și ale contului bancar ca sunt afișate, pun ordini de plată. Că oricine intră, am undeva la 70-80 de mii de vizitatori unici pe site, conform Analytics. Și ca stau să-i răspund la fiecare, mai bine vede acolo. Și chiar îmi spunea cineva că apreciază foarte mult lucrul ăsta, că noi venim tot timpul cu update la caz, în funcție de cum primim și noi din partea cazului, că noi ați nu putem avut, vedea pe acolo. Ați avut vreun caz de care v-ați atașat? Am mai avut mai multe. Deci e imposibil, nu ai cum să te atașezi mai mult sau mai puțin, dar e imposibil. De fiecare sunt atașat. Am avut cazuri care, nici în ziua de astăzi, nu vine a crede că nu mai sunt printre noi. Deci cum primeam vestea că a murit, eram terminat ziua aceea și nu vine a crede. Mai trec peste istoric, așa, și mă mai uit în tabele, în site, stau și mă la unii, nu vine a crede că nu mai sunt printre noi. Am avut un caz care, să zic așa, m-a marcat, pentru că am fost și la mormântarea fetiței respective, a Teodora Stamate, și am spus de atunci, poate supere toți părinții din lume pe mine, dar nu am puterea să mă mai duc la o mormântare a unui copil. Cred că cel mai dureros sau cea mai dureroasă scenă e când e partea aceea de iertăciune și mai ales părinții să-mi iasă la acolo m-a terminat. Și am zis că nu mai pot. Ajut financiar, îi înțeleg moral, dar acolo nu mă mai pot duce. Nu pot. Pur și simplu, mă depășește. M-am atașat foarte mult, pentru că am legat și o legătură mai duhovnicească cu tatăl fetei, fiind și preot, am fost cu el în Muntele Athos pentru prima oară și lupta fetei a fost un real exemplu în comunitatea ei și pe ansamblu, că mi s-a confirmat că un copil de 16 ani, și nu exagerez cu nimic, s-a mântuit. Avea trupul, mâinile, când ne-am sărutat, că întâi s-a făcut liturghia dimineață, după amiază, a urmat de la amiază încolo o mormântare, mâinile avea calde și moi. Deci am luat eu mâna și o plimbam de parcă la un om care trece la cele vechi, mâna e rigidă, dar era caldă și moale. S-au adunat ceva oameni și în jurul ei, dar au adunat oameni, asta e cel mai important, sunt lucruri care mai adunăm oameni să mai putem schimba ceva. Și au adunat mii de oameni. Vă înțeleg. Deci știu ce spuneți și vă înțeleg și chiar vă cred. Și chiar susțin, că spuneți că nu vreți să participați la astfel de evenimente și susțin, știu ce spuneți. Sunt marcat și acum. Știu. Ce vreau să vă întreb? Cum sunt botoșănenii? Sprijină sau mai puțin? Eu vă spun sincer, cred că botoșănenii sunt oamenii cei mai calzi. Eu nu credeam, adică nu credeam până la trecut, că conform statisticilor din organizația noastră sunt pe locul 3. Organizația noastră desfășoară la nivel național, din punct de vedere al atragerii fonduri, plus Republica Moldova. Aveam cazul și în Republica Moldova. Iar botoșenii sunt pe locul 3 la trafic și donații pe site. Au demonstrat-o anul trecut, în campania COVID. Atât în sprijinul campaniei noastre care am inițiat-o, Stop COVID, 19 plus ale colegilor din celelalte organizații s-au legat lucrurile impecabil. Impecabil, că într-un timp record s-au strâns sume de bani, s-au adus echipamente. Simțiți sprijinul comunității când aveți astfel de cazuri? Sunt cu adevărat sufletiști? Da. Pe cel mai mult felicitări primesc la botoșăneni. Bun, asta este absolut firesc. Și din punct de vedere financiar, la fel.
Deci simțiți, dar eu simt lucrul ăsta. Că astfel, oriunde mă duc, unii au crezut că noi suntem din București. Cine mai colaborează, dar suntem, nu, din Botoșani. Cum din Botoșani, da. I-am spus, dar nu uitați că din Botoșani au plecat Eminescu, Enescu, Iorga, Ilie Radu, Ciprian Porumbescu. Eu am mai avut remarca asta și am spus așa, noi ne confundăm cu istoria, este perfect. Dar trebuie să ne uităm și oamenii care ne fac cinste astăzi. Dar avem și astăzi. De asta spun. Și astăzi avem mulțime de oameni. Cu siguranță. Poți să iei numeri. Avem fete de la Botoșani. Avem pe Daniel Cășlariu de la Grup Civic. Ca să iei să ridici 7-8 case într-un an de zile, unii nu ridic într-o viață. Avem oameni de artă extraordinari care duc mai departe tradițiile. De exemplu, cei din Vorona duc tradiția mai departe. Ce am urmărit și ce am văzut? Dar botoșanienii sunt cunoscuți. Așa. Bun. Adineori mi-ați adus aminte de scena cu spitalul și cu donațiile pentru perioada COVID. Cum v-a venit ideea aia? Oarecum, ideea mi-a venit peste noapte. Duminică, când au dat cei de la conducere, când intrăm în perioada de carantinare și stăm acasă, m-a contactat de la Iași Bogdan Tănase, la Casa Șer, dacă poți să-l sprijin cu ceva bani, să luăm un PCR la Iași. Știind că PCR-ul va fi benefic și pentru botoșaneni. Ulterior, primind informații, asta în ziua de luni, eu deja achitasem în duminică seară, luni eu intra banii și el a făcut plata mai departe să vină PCR-ul, am primit informații, dar la noi, la Botoșani, ar trebui și la noi. Pentru că se făcea testare și dura câteva zile până venea răspunsul de la testarea Iași. Testarea se făcea la Iași, de fapt. Nu, testarea, da, dar recoltarea se făcea la Botoșani, da. Dar răspunsul testării făcea la Iași. Durea câteva zile. M-am pus în situația, de aici au plecat toată ideea, m-am pus în situația în care, nu că aș fi eu, oricine ar fi, să stea, nu știu, 5-6 zile cu ochii în tavan, sunt pozitiv, sunt negativ, ce mă fac, unii mă duc. Și am zis, hai să luăm și la Botoșani. Am pus mâna pe telefon, am sunat un pic pe fratele meu, ce facem? Ne băgăm? Cu riscul, am avut și un donator care mi-a spus, domnule, dar tu ai copii bolnavi care sunt străinătate, ce faci? Adică iei de acolo și pui acolo? Am spus, nu. Și fratele meu, dacă nu ne-am implicat în campania colectiv, că a fost organizat care o sprijin colectiv, hai acum, că acum ține de ai noștri, suntem aici. Să fie gata, ne băgăm. Din altă parte, un prieten, Claudiu Colescu, mi-a zis, ce faci, frate, ne băgăm? Și eu, glumind cu el, îi spun, unde să ne mai băgăm? Suntem băgați destui. Mă, dar nu faci nimic, uite, el mă urmărea. Nu avem o relație de prieteni, dar mă urmărea și mi-a scris, da, uite, de astăzi o să începem campania de Stop COVID, aștept textul de la colegul meu să-l fac așa cum trebuie. Și stai să mai aștept, hai că trebuie să tragem, să facem. Și aici a fost iară, pot să spun, de asta vă spun că se întâmplă minuni, uneori mă mir eu. M-a sunat de la Camera de Comerț, Marian, Vlad, ce faci, cum ești? I-am spus dezamăgit. Mergea greu lucrurile. Păi de ce? Nu merg. Eu comandasem PCR-ul și am pus la bătaie, să spun așa, 100.000 de euro, am spus să aduc teste PCR, tot. Lumea era panicată și era nevoie. Și spun, hai că te bag într-un grup, au oameni de afaceri din Botoșani, și să vedem cum facem. Și Sorin Cornil la fel a spus. Hai că vedem cum faci, te prezentăm. M-a prezentat, bună seara, era seara, asta era în ajunul sărbătorii Bunei Vestiri. Pe 14 martie. El îi vla plăcintă, a dus PCR-ul, hai să-l sprijinim să-l achite. În două săptămâni trebuie să ajung să avem PCR la Botoșan, cu teste, cu tot. Au început licitații ca la nuntă. Eu zic între ghimele ca la nuntă, că au fost sume unii care nici nu mă așteptam. 25.000 de euro, 30.000 de euro, sume mari ale sponsorilor. Și au început așa un pic de bună vestire, nu m-am ridicat de pe scaun. Aveam telefonul, imprimanta și calculatorul. Și dai cu semnatul, dai cu scanatul, trimite-le și s-au strâns în ziua aceea 60.000 de euro. Într-o singură zi. Păi asta nu putem spune că am făcut eu nu știu ce, cum să spun, artificiu sau lumea chiar a mobilizat-o. A fost cu o rânduială de sus. Cred că Bunul Dumnezeu ne iubește prea mult pe noi bătășenii, știți? Câteodată e uimitor să vezi cum o idee este îmbrățișată de atât de mulți oameni care în alte situații poate n-ar fi fost sensibilizați.
Da, e adevărat. Dar bine, la Botoșani oameni de afaceri se implică în acțiuni. Pot să dau exemplu la autism Botoșani. Doamna Gabriela Ivan, înainte de pandemie, a organizat gale. Veneau oameni de afaceri sprijinea ca să, lună de lună, să poți să oferi terapii. Să poți oferi salariul terapeutului, cazarea și tot chirii, ce au acolo, cheltuieli, nu e ușor. Făceau gale, veneau oameni de afaceri. Deci, până la urmă, spuneți că, de fapt, și oamenii de afaceri de la Botoșani sunt de bună calitate. Sunt extraordinari. Și nu exagerează. Fac donații la care nu v-ați fi așteptat. Păi, dacă v-am spus de 30.000 de euro, 25.000 de euro, mi-am amintesc chiar tot așa, mă întreba zilele acelea, Claudiu, Vlad, cum stai? Bă, la cât am cumpărat și asta, dacă eu per campanie, minus 25.000 de euro. Stăteam așa și spune, las că ar Dumnezeu grijă. Eu tot pe asta pun. Știți că nu mai pot eu, ar Dumnezeu grijă. Deci, cu alte cuvinte, credința e unul din factorii principale în ceea ce faceți. Eu cred că e factorul cel mai principal. În orice. Dacă ai credință că poți face lucrul ăla și știi că ai sprijin de sus, ar Dumnezeu grijă. Și mă sună domnul Ciubotaru de la Electro Alpha și îmi spune, domnul Plăcin, ce faceți? Păi, pe aici. Cu gândurile i-am spus. Eu spune, de ce sumă aveți nevoie? Că fost după calculul care l-am făcut noi, că am achiziționat mai mult, trebuie să le achităm, vreo 25.000 de euro. Mâine ai bani în cont. Eu am crezut în primul fapt, vă spun să eu, am crezut că glumești. Necunoscându-l, omul nu mă cunoștea, mâine ai în cont. Vă trimit contractul și se rezolvă. Și am văzut în cont a doua zi. Da, păi până la urmă, mi-aduc și eu aminte de bătălia care a fost și știu că noi, cei din zona media, chiar am publicat atunci. Da, știu. M-am rămas surprins să vedem cât de implicați au fost pentru acele teste PCR și tot ce s-au făcut. Ce ați făcut, în esență, dumneavoastră ca lider în toată ecuația asta? Păi mi-am asumat o responsabilitate. Exact. A fost o frică. A fost frică pentru că seară de seară tot, stăteam toți în fața televizor și așteptam, vedeam ce mai spun cei mari, să zic așa, nu? Și eu eram cu frică aceea că tot auzeam știri că au blocat la vamă măști, au blocat ventilatoare, au blocat... Mamă, și eu PCR-ul. Și asta cu emoții. Când l-am văzut, adus la Botoșani, care acum poate să vii, fac ce vrei cu el. L-ați adus la Botoșani și am așteptat. Iar ați așteptat, pardon. Nu, a fost diferență de câteva zile. 3-4 zile. De ce s-a așteptat? Nu a fost nimic ca intenționat, că n-am fost pregătiți. Din contra, echipa medicală a fost pregătită dinainte de a veni PCR-ul. A fost trimisă la Iași, atât la privat, cât și la stat, unde a fost PCR deja adus, să le pregătească. Și eu mai vorbesc cu directorul companiei care a furnizat PCR-ul și Botoșanu e pe locul 2 la, cum să spun, nu la rapiditatea testelor, la acuratețe, la profesionalism. Botoșanu e pe locul 2 după Iași. Păi dar ar fi normal, nu? Totuși suntem Botoșani. Nu, dar vă spun sincer că echipa de la spitalul de infecțioasă, eu mă refer la care sunt mai apropiat. Sunt buni. Sunt cei mai buni. Așa este. Eu vă spun sincer. O să mai avem câteva momente, nu prea multe. Ați vorbit de cazuri, ați vorbit de PCR. Recent v-am văzut în Africa. N-am fost acolo. N-ați fost. Nu. Aveți o campanie, în schimb, da? Nu e o campanie. Am văzut campania inițiată de omul de afaceri Ștefan Mandache. Așa. Am rămas impresionat de ceea ce când face. Când am spus cu ghilimele că v-am văzut în Africa. Mai înțelegeți? Trebuia să ajung și pe acolo și în rest eram peste în ghilimele. V-am văzut implicat într-o acțiune. Și de asta am zis, domnule, interesant. Cum de? Cum de ați ajuns în acțiune? Păi tot așa. M-am pus în locul celui din Africa. Noi ridicăm robinetul, curge apa. Apă din abundență și de la ploi avem, apă avem peste tot, apă potabilă, am făcut un puț, dăm de apă potabilă. Pe când acolo copiii, mai ales copiii, am văzut cu bidoane, mi s-au trimis filmări, merg la 6 km și care bidoane, cei în vârstă, și la 12 km duc bidoane cu apă. Până la urmă, oameni, aproapele nostru nu înseamnă... Deci cum se numește exact campania? Popatatu. Este un pastor, Mihai Brașov, care și-a propus să facă 100 de fântâni în Africa. Au ajuns la 65. Și eu am făcut un puț și o fântână. Asta zic, v-am văzut acolo în acțiune și spun, hopa, stai puțin, salvează o inimă înseamnă mai mult decât un plan național de ajutorare a celor care... Mi-am asumat-o și asta, vă spun sincer, pentru că unii spuneau, domnule, dar ai atâția copii, chiar cineva, dar sunt atâtea fântâni în țară. Păi am făcut și în țară fântâni.
N-am făcut și am ajutat și în țară, l-a făcut fântână, l-a ridicat clădiri, l-a ridicat casă. Când a apelat cineva la mine și am avut disponibilitate financiară, am ajutat. Dar Africa m-a impresionat pentru că, într-adevăr, acolo este într-adevăr o dramă. Și am făcut chiar lângă o școală fântâna. Știți ce mă întreb? Cum ați intrat în contact cu ei? Sau doar prin intermediul domnului? Domnului Mandache. Prin fundația dumnealui. A, el practic v-a contactat și a zis, domnule, uite, am o idee. Datorită lui și ideea lui foarte bună. Nu, eu l-am contactat. A. Eu am văzut ideea și am încercat să dau de el, am vorbit cu apropiați și am spus cum dau de domnul Ștefan Mandache. Îi lăsați un mesaj și nu răspundea, fiind și foarte aglomerat. Și am dat din numărul lui și am scris mesaj. Sunt cu tare, vreau să-ți dau 7.000 de dolari să faci o fântână. Și el a rămas și vrea, cum să dai? Datorită lui. Știți cum? Întrebări, aceste idei trebuie susținute. Dar important și omul care are ideea. Absolut. E foarte absolut, important. Absolut. Și îl apreciez jos pălărie. Așa. În ce alte activități vreți să vă... Eu știu, aveți cazurile sociale, fără discuție, aici sunteți normal focusat, non-stop. Asta știu. Și bănuiesc că nu se va schimba nimic pe viitor. Dar alte proiecte? Mai avem două proiecte mari și late, cum îi spun eu. Avem un parteneriat cu Fundația Nectarius la Oneaga, așezământul Sfântul Efrem cel Nou, pentru copii salvați de avort și mamele lor care trăim în situația în care dacă o femeie rămâne însărcinată, îi alungată, certată și așa mai departe. Și mai avem Casa Nicolae de la Frumușica, o casă de vreo 600 de metri pătrați. Noi spuneam acolo când eram copii la castel. Și acolo vor fi cazați zi lumină, cum să zice, toată perioada bătrânii străzii. Oamenii străzii. Adică de unde? Din tot județul sau de acolo? De proiect se ocupă Asociația HEPI. Eu îi sprijin din punct de vedere financiar să terminăm clădirea până dă frigul. Să îi sprijin financiar, să terminăm. Ei când mi-au propus, au crezut că eu dau vreo două plăci de rigips și au scăpat de mine. Ei nu credeau că de mine nu se scapă așa ușor. Și m-am dus în martie, văzând că acea clădire va avea un scop foarte bine definit, și am spus, hai să ne vedem acolo, la fața locului. Am luat așa măsurat, era un frig de mama focului. Am luat așa măsurat, așa am căutat, așa. Și la urmă îi spun, hai să facem un calcul. Și atunci îți dau bani materiale. Deci la propriu au și Cristi și Ionela Ivan, la propriu au transpirat pe loc. Eu la căldor, au dat drumul la geac. Nu îi cunosc neapărat bine, dar să știți că le apreciez activitatea. Cel puțin știu că au coșurile astea prin oraș și decență. De hrană, bătrânilor de stradă. Și visul lor a fost să facă lucrurile așa. Hai să ne unim forțele să facem. Și o să facem. Cu ajutorul Dumnezeu le facem. Deci aveți două proiecte în care... Aveți treabă. Da, păi am spus, până ce moară am de lucru acum. Spuneți-mi, pentru că suntem în ultimele momente ale discuției noastre, care sunt satisfacțiile pe care le trăiește cineva atât de implicat în viața socială, dar pe latura asta a independenței față de stat? Pentru că nu faceți parte de nicio instituție a statului, nu aveți, ci reprezentați exact ceea ce încurajează societățile democratice. Se numește societate civilă. Fundații, da. Asociații. Care sunt satisfacțiile pe care le are un om de aici, din zona asta? Sunt mai multe satisfacții. Am mai avut întrebarea asta zilele trecute la o persoană și am spus, aș fi mincinos dacă n-aș spune cele trei satisfacții pe care le am eu. În primul rând e satisfacția aceasta sufletească, că rămâne ceva, ai făcut ceva. Știu că Dumnezeu lucrează prin mine, prin lucruri pe care le fac. Poate uneori nu fac bine ceea ce fac, asta vom vedea la judecat. În al doilea rând, sunt liber. Adică eu programul mi-l fac eu. Îmi stabilesc poate cu o săptămână înainte, cu o zi înainte. Bine, dacă mă duc la mare, la munte, laptopul după mine. Ei, na, dar în principiu sunt liber. Se întâmplă ceva, familie, pot să dau drumul, să dau chei, să plec, telefonul iau cu mine și ustensilele de lucru. Și în al treilea rând, sunt motivat și financiar. Pentru că am un salariu din asta, e un job. Acum e recunoscut și ca și cod al muncii. Da, tocmai s-a schimbat și a fost introdus. Da, și a fost introdus. Atât director de strângeri de fonduri, cât și asistent director strângeri de fonduri. Și am spus, e un lucru bun. Și eu chiar încurajez ca organizațiile să aibă angajați, să aibă specialiști, să aibă oameni care să adune oameni lângă ei. Eu fără echipa pe care o am,
fără foștii colegi pe care am avut. Unii au renunțat datorită presiunii, care v-am spus la început, zi de zi, dureri, necaz, moarte. Dar datorită lor sunt aici. Și datorită lor sunt aici. Adică suntem o echipă de oameni care lucrăm cu timp și fără timp. Unor îi scriu colegului să facă texte și la 12 noapte. Știu că eu mai spun toată, știu că nu prea îți convine, dar mergem înainte. Lasă că mâine ai liber. Deci satisfacțiile sunt și de ordin personal. Da, cu siguranță. Da, și de ordin... Oricum, primează cele sufletești, nu se compară. Un job și o afacere poți să o ai și cu timp liber, poți să ai și bani mult mai mulți, personal mă refer, nu doar un salariu și telefonul, dar din punct de vedere sufletesc, am spus, am și afacere pe lângă, dar nu cred că o să-mi aducă satisfacție care mi-a adus organizația, din toate punctele de vedere. Când știu că oamenii merg la spital și fac testare datorită unei inițiative a unui om, să zic așa, cu o comunitate extraordinară. Când știu că îmi scrie părință, domnul Vlad, copilul meu împlinit astăzi 6 ani, vă mulțumim datorită dumneavoastră. Și e foarte important că oamenii ăștia pe care noi am ajutat, mai ales copiii, nu au plecat nimeni din spital să rămână cu datorii, să rămână cu problemele este financiare. Acum că au fost care au murit, ne confruntăm cu boli foarte grave, cancer gradul 4, cu metastaze, cu fel și fel de probleme. Dar nu putem să-i spunem omule, știi ceva, nu te ajut, lasă-mă în pace. Mergem, ia-mă unde vezi, luptăm până la cap. N-aveți cum să faceți pasul în spate, pentru că ăștia sunteți. Da, acum nu mai am încotro. Nu mai aveți încotro. Domnul Plăcintă, ce să zic, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Cu drag. Cam asta e pe astăzi. Mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, cam asta a fost discuția de astăzi. Invitatul la știri a fost Vlad Plăcintă. Mulțumim tare mult că vă uitați la emisiunea noastră. Vă dorim o zi bună. La revedere!